Un bărbat din Gherla care a cumpărat o pâine a primit o parte din bani înapoi. Acesta și-a dat seama de acest lucru acasă când în pâinea cumpărată de la magazin a descoperit o monedă de 5 bani. Deși deranjat de descoperire, bărbatul spune că puteau să pună mai mulți bani în pâine. Bărbatul a cumpărat pâinea de la magazinul din cartier și a făcut descoperirea la masa de prânz pe când se pregătea să mănânce din ea. La o privire mai atentă, bărbatul a avut neplăcuta surpriză să descopere într-o felie din pâine o monedă oxidată. Revoltat, bărbatul i-a cerut explicații proprietarului brutăriei, dar susține că acesta nu și-a cerut nici măcar scuze, ba mai mult l-a luat în râs. Patronul i-a zis, o pierdut verigheta și nu a reclamat nimeni. Și asta este și se mai întâmplă. Deși revoltat de descoperirea făcută în pâine, bărbatul nu și-a pierdut simțul umorului. I-am spus să încerce și cu 100 de lei sau măcar cu 10 lei. Proprietarii magazinului de unde omul a cumpărat pâinea și-au cerut scuze pentru acest incident. Clientul spune că va face plângere la Protecția Consumatorului.